Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre ce se întâmplă cu cei patru concurenți vechi care sunt pe în Camera Roșie. După cum am văzut în promoul pentru emisiunea de azi, cei patru concurenți din sezonul 2 sunt trimiși în Camera Roșie, totul părând o pedeapsă sau o recompensă. Dar de fapt este o răzbunare. Pun răzbunare în sensul în care eu cred că cei patru concurenți vechi au luat decizia să protesteze de față de concurenții noi și să le dea o lecție, lăsându-i singuri pe conexiune ca să le arate că fără ei nu se poate ține emisiunea. Doar că s-ar putea să aibă parte de o surpriză și să constate că se poate foarte bine și fără ei. Dar, înainte ca ei să încerce să dea o asemenea lecție, ar fi trebuit ca mai înainte să rămână ei singuri pe conexiune și să vedem dacă ei pot face emisiunea fără cei noi. Să vedem dacă Julia are de cine să se ia, la lista să vedem că ceartă pe nu știu cine ca a intervenit peste ea, deci ar putea ei să ține emisiunea. Dar cum să facă ei așa ceva exact după ce au fost acuzați de faptul că cei vechi au făcut o alianță? Păi printr-un asemenea gest nu arată că de fapt ceea ce negau ei, faptul că sunt aliați, este perfect adevărat din moment ce s-au unit toți într-un asemenea gest fără precedent în casa iubirii. Și încă un lucru ce mi se pare șolător este faptul că în promo se dă senzația că Larisa ar avea iară niște tatuneri cu Patrick, doar că după atâtea întoarceri în ultimele zile, nu cred că ar putea face iarăși așa ceva pentru că am avut întâi o din partea ei către Robert în momentul în care îi spunea că este prea serios, deși cu toții știm că ea asta a și căutat un bărbat cât se poate de serios. Apoi, în momentul când au venit dezvăluirile despre trecutul lui Robert, a apărut că ea dă înapoi din cunoașterea cu Robert, punând că ar vrea un băiat cu care să înceapă totul de la zero. Al altăieri, iar s-a întors când la discuțiile cu Robert a dat senzația că a trecut peste această poveste din trecut lui Robert, dând de înțeles că e gata să meargă mai departe cu el. Astfel că ar fi culmea ca acum să dea iarăși înapoi să facă pași prepatric, deși acesta nu a chemat o camera roșie, dar rămâne să vedem exact cum se vor desfășura lucrurile în emisiunea de azi. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!